Bună dimineața! Asta e rutina mea de dimineață, mă trezesc, îmi fac patul, îmi beau cafeluța, și eu, 7 dimineața, 7 și 20. E o zi frumoasă afară. Astăzi nu știu ce o să fac, azi ar trebui să mă duc să fac o filmare cu pădurea, dar nu știu dacă am chef sau nu am chef. Dar chestia e că trebuie să mă duc la film, trebuie să mă duc, nu știu, văd eu. Și o să am să și târziu. Am să foarte târziu treaz. M-am dat la timp la 2 dimineața. Am dormit 5 ore și zbarză. Încă somnoros. Asta e. Somnoros, somnoros, somnoros. Da, unii spuneți că nu fumați în cameră, eu fumez în cameră pentru că e aerisit. Și până la urmă e camera mea. Eu curăț, eu aerisesc. Vreau să mă simt liber, fără niciun stres și fac ce vreau în camera mea. Duminică, de obicei, e mare plictisială. Nici nu știu ce să fac duminică. Da. Întotdeauna să găsești de făcut ceva. Și eu, ca de obicei, tot timpul găsesc, pentru că îmi place să fac câte ceva aici prin casă. Probabil că aș mai fi dormit puțin, dar sunt obișnuit să mă trezesc dimineața de vreme. Normal, dimineața eu citesc presa. Să vedem ce se mai întâmplă prin țară. Și nu știu ce se mai întâmplă prin țară. Mă uit pe canalul meu de YouTube. Am 35 de abonați. Nu știu dacă o să vă ajung și eu blogger. Or, mă rog, așa a spus blogger. Da? Cine știe, poate într-o bună zi, n-ai nimeni să știi, toate au un început, toți începem de jos cu ceva și nu e nicio problemă. Eu trebuie să fac înregistrări ca să pot adăuga un clip pe YouTube, că n-am 1000 de abonați și YouTube nu acceptă să faci un live direct, așa că o să înregistrez când o să am 1000 de abonați, atunci o să fac live direct e pe telefon, e pe YouTube. Am dormit foarte nașpa azi noapte. Am avut coșmaruri cu cimitirul, cum a fost el pe cimitir. Și mi-a rămas chestia în minte și am avut noapte nașpa. Am visat urât, am avut coșmaruri, transpiram. What the hell? Nu mă apuc să editez video, îl pun așa exact cum e. Că n-are rost să editez video-ul.
nu știu, nu știu, editez video. Așa că, probabil că astăzi mă duc la filmare să fac niște filmări cu pădurea. Nu sigur 100%, dar voi încerca să fac filmări. Dacă reușesc, fac, dacă nu, de altă dată, că timpul nu fuge și... Așa că acum eu vă las. O să fac mai multe filmări de acasă, cu ce se întâmplă prin casă, cu blablabla. Și asta e. Și poate ne vedem în seara pe live, pe TikTok, ca de obicei, cum am obișnuit deja de 3 seri în coace. Așa că, haterilor, deja v-am jurat că vă dau afară de pe chat, e așa, în a doua secundă. Și vă și blochez, și vă și raportez, și n-ați câștigat nimica, că ați câștigat, asta ați câștigat-o. Așa că, multă mu for haters. Iar pentru urmăritorii mei, vă doresc o duminică plăcută și sper să ne vedem de seara pe live și ce să mai zic, grijă de voi, peace!